Tănase. De la Tănase se așteaptă foarte multe Alibek la 25 de metri, are culoar de șut, trage Alibek! Meciuri, 9 goluri pentru Alibek împotriva lui Dinamo, execuție superbă a șeptarului stelist și în același timp capitanului roșalbaștilor, execuție superbă de la distanța lui steliștii, Alibek pentru Nioere. Nioere în interiorul careului, o minge pentru Denis Alibek, șut cu dreptul, gol! Steaua deschide scorul și jumătate din stadion exultă. 1-0 pentru echipa lui Laurențiu Reghecamp la Mediaș, după o jumătate de oră în care gazul și-a creat două ocazii mari. Denis Alibek înscrie cu dreptul al doilea gol al atacantului venit de la Astra, după cel reușit din penalti în meciul cu CFR Cluj. Iată pasa lui Nioere, depășit Cristea, foarte bună preluarea pe care o face Denis Alibek, șutul fără speranțe pentru Greab, foarte bună preluarea, în ideea în care mingea îi rămâne aproape. Execuție imparabilă a capitanului Stelei. Un rezultat care... se pregătește să execute. A ratat cu ASEA Târgu Mureș. Săpunaru încearcă să-l intimideze pe fostul său coechipier Alibek, însă este în tabără adversă în acest moment. Bubacar la rândul său încearcă să întârzie cât poate executarea acestei lovituri de la 11 metri. Atenție, în poartă este Iliev, omul cu 3 penaltiuri apărate în ultimele 2 meciuri. Să vedem dacă Alibek e conștient de acest lucru. Se aude fluierul lui Feșnic. Alibek își ia tot timpul din lume. Trage Alibek! Gol! Gol! Minutul 10, 1-0. Denis Alibek, locomotiva Stelei în acest play-off, reușește să-l învingă pe portarul Astrei. O deschidere de scor foarte rapidă. Un fundaș cu experiența lui Geraldo nu avea poate voie să facă o astfel de eroare. Este a cincea reușită a lui Alibek pentru roșii albaștri, însă are în total...